Doamnelor și domnilor, tot ce veți auzi în această seară, oricât de incredibil, imposibil, neverosimil, abracadabrant, stupefiant sau straniu ar părea, e purul adevăr. Sau numele prezentatorului nostru nu e Andy Moisescu. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit la Pe Bune. Bă, dar de ce urlu așa, mă, că e trecut de 10, mă? Bine ați revenit la Pe Bune, emisiunea în care adevărul te eliberează. Dar nu înainte de a te face să râzi cu poftă. Ia, puțină încălzire înainte să trecem. De ce poartă Oltenii mustață? De ce poartă Oltenii mustață? Ar trebui să știi, Bobo. Nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Ca să mănânce la umbră, tată. A, ce bune asta. Bun. În aplauzele dumneavoastră, capitanul echipei, Mihai Bobonete. Și alături de el, desigur, dovada că în orice femeie se ascunde o regină. Oricum ar chema-o, dar pe-a noastră o cheamă actrița Doinița Oancea. În colțul opus al ringului, Paul din California Dreamin, sau Ion Gavrilă din Portretul luptătorului la tinerețe. Frumos, frumos. Sau pentru băieți, desigur, se știe. Se cunoaște. Să ridicăm mâinile în aer pentru Costi Diță. Frumos, frumos, mi-a plăcut. Aici. Costi este astăzi mai în siguranță ca niciodată, pentru că... Am oamenii mei. Practic toți oamenii lui înglobați într-unul singur, multiplu campion MMA și jiu-jitsu brazilian, unul dintre cei mai îndrăgiți luptători din România, Cristi Superman Mitra! Regulile cred că le știe toată lumea, dar îmi face plăcere să le reamintesc. Avem la dispoziție 12 domenii, unul mai șugubăț decât celălalt, câte 500 de lei pentru fiecare răspuns corect. Și desigur, un moment final în care întrebarea poate răsturna totul, dacă e vorba de întrebarea finală, în care puteți paria până la toți banii pe care i-ați adunat până atunci. Dacă răspundeți corect, suma se dublează, dacă ați răspuns greșit, se scade din ce ați pariat. Corect. Fiecare echipă are parte de un număr de susținători, variabil. Sigur, fiecare susținător pariază pe câte una dintre echipe, pentru că la sfârșit doar echipa care adună cei mai mulți bani câștigă, iar banii se împart în mod egal susținătorilor acelei echipe. Corect. Poate că vreți să știți cum stau lucrurile astăzi. Apropiate, strânse, ceea ce mă și așteptam să se întâmple. Costi are parte, împreună cu Cristi Mitra, desigur, de 43 de susținători. Bravo! Sper să facem un joc frumos. Doamne ajută! Pase scurte și pe sus! Da, pase scurte și iar aici, echipa formată din Doinița Oancea și Mihai Bobonete, 47 de susținători. Bun, bun, bun! Vem bine! Să nu uitați că vă puteți sincroniza cu noi și puteți juca în același timp cu noi online pe bune. Trebuie doar să intrați pe pebune.protv.ro și să încercați să răspundeți live împreună cu invitații noștri la întrebările noastre. La fiecare răspuns corect acumulați puncte și cine are cele mai multe puncte câștigă la sfârșit premiul cel mare. Ce premiu? Dați acum click pe pebune.protv.ro și o să aflați imediat și care este premiul. Să mergem. Și să acum, procedem. Ați pus combustibil? Să procedem. Da. Gata, tată. Să vedem, tată. Să facem cunoștință cu cele 12 domenii cu care ne vom amuza în această seară la Pe Bune. Ia să vedem. Să vedem unde călătorim. Ia uzi. Man. Wow. Superman. Inimă de tiran. Datin chinezești. Mein Liebchen. Canada. Forță majoră. Mare grădina. Miu. Deșteptarea. Cuvinte grele. Atențiune. Castra pepeni. Și o întrebare surpriză. Băi. Băi. E treabă. Parcă să zic că erau mai simple, mă, sezonul trecut, parcă mai înțelegeai ceva din ele. Ce miu, mă, mai lev, chem. Miu e de la Miau. Eu când am văzut
Am zis, bă, stai puțin, că oamenii pot mult mai mult. Ridicați puțin ștacheta. Da, mă, dar nu... Plus că, bobo, ai experiență. Bravo. Cât am fost eu la nunta aia la Bârlat și ai mai ținut pe aici, da. Ai prins multe dintre secrete, mă. Dar stai, mă, băi. Andy Castra, Pepen, ce dracu, unde s-a ajuns, mă, frate? Vezi că voi începeți, deci aveți grijă ce alegeți. Da. Da. Da, Doiniță. E, da? Ce-ți sună ție de acolo mai aproape? Cum Castra Pepen. Castra Pepen, vrei să... Acolo? Aș vrea din prima să dezlușim un mister, da. Că mi se pare mister, da. Castra Pepen. Te rog. Perfect, Castra Pepen. Da. Chiar aveți ocazia să aflați lucruri interesante. Da. Melotrias cabra, cunoscut sub numele de Castra Pepenele, Pepchino sau castravetele mexican. Este, atenție că e pe bune. A. Tabu pentru pescari care cred că zeul Tlaloc le va scufunda bărcile dacă îl prind. What? Sau un element nelipsit din salata zilnică și din crema de față a Madonei. Sau varianta C, un fruct cu aspect de pepene, cât o boabă de strugure și cu gust de lămâie. Bobo, nu te speriam. Nu te speriam ușor. Deci, nu știm ce este momentan, da? Deci noi nu știm ce este, dar ne dăm cu părerea. Tabu pentru pescari care cred că zeul Tlaloc le va scufunda bărce dacă îl prind. Păi cine să-l prind? Pe castra pepene. De ce pește? Păi tu hotărăști asta, mă? Păi ce vrei să zic eu? Castravetele de mare nu e o vietate, de fapt? Ba da, într-adevăr, dar castra pepene... Și scabra asta nu te duce deci, cu gândul la... Deci merge din star că el este un pește. Da. E o vietate marină. O vietate, nu pește. Varianta A. Și dacă, și intră, dacă în plasă... intră în plasă, gata, se scufundă. Dar dai drumul la plasă, păi vezi castra pepene aici doar la... De unde sunt ei, mă? Zeu... Din mexican. Mexic. Ăla, e furiat, e furiat, că l-ai dat scăpat de el, la revedere. Vine zeu, ați prins? N-am prins. Domnule, ați avut un castrat pe pene în plasă? N-am avut. Mă, curița mea, dacă a fost acolo ceva. Bobo, eu zic așa că e zona ta asta cu pescuitul. Și eu zic, bă, la fel. Castrat pe penele? Glumiți, n-are legătură cu ce pescuiesc eu. Oricum, ar merge o de-asta, fructă de mare, un castra pepene, un castra roșie și un castra ceapă, să le prinzi pe toate, să le faci acolo cu niște castra brânză rasă deasupra. B, un element nelipsit din salata zilnică și din crema de față a Madonei. Eu cred că nu. Cum să pui scabra într-o salată? Nu sună bine, știi ce zic? Eu habar n-am studiat-o pe Madonna, trebuie să spun că eu când mi-aleg babele primăvara, eu mă duc direct pe Monica Bellucci. Nu, mă duc pe Monica Bellucci. Madonna e... Ce, voi ce ați zice? A. A. Deci ce? Ei merg pe asta cu pescarii, că mie mi se pare că au zis... Am fost eu foarte logică, nu? Da. Cu pescarii, da. Da, a, da, da, da. A fost ea foarte logică. În, ce deci... Tu ce zici? Bă, eu nu cred în A, dar merg pe mâna ta și a susținătorilor, pentru că până la urmă sunt banii lor. Și cum ar veni, cel mai ireal este să existe un fruct cu aspect de pepene, de o babă de strugure și cu gust de rămâie. Mi se pare o glumă foarte proastă pe care ai făcut-o inventatorul acestui fruct. Și aș fi mers pe asta, știi, ca să fie în tonul emisiunii. Dar logic e au. Și mergem pe logică. Bravo, bravo, mă. Ia să vedem. Ascultă-ți extinct. Aul. Hai să vedem. Da, hai să vedem. Despre castra pepenele mexican nu s-au scris legende. Și chiar dacă fructul e 96% apă, nu are treabă nici cu zeul ploi, Tlaloc. Despre salatele Madonei nu știm dacă sunt servite chiar zilnic. Drept urmare, nu se poate spune despre pepenele șoarecilor, cum mai e numit, că ar fi nelipsit din alimentația divei. Dar faptul că este un fruct de dimensiunea unei boabe de strugure, cu un gust acrișor de lămâie, putem spune fără teama de a greși. Pentru că ăsta e purul adevăr. Iată, băi, îmi pare rău. Îmi pare rău. Îl ai pe Hagi în echipă, da, mă. Și vrei să bateți voi penalti, bateți, frate, faceți ce vreți cu banii voi. Adică vin aici, da, pe bune, mă bag să conduc. Da, da, îi spun Doinițe, da. Mergi pe una mea, le zic lor, ei vor bine, mă, și faceți și ce vreți. Și experiență, mă. Ce vrei tu? Da, nu am încredere în nicio rubrică. Nu ia am, zi-mi tu, nu am nimic. Mergem pe școlile alea multe ale noastre, mergem pe băi, cuvinte grele. Da, bune, dar vrei să... Da, hai, pe bune. Deci ați luat? Cuvinte grele. Cuvinte grele, auzi că e bine. Noi, tat. Deci au ales cuvinte grele. Fii atent aici, fii atent unde poți să citești tu întrebarea, Mitruț? Da. Te rog. Ce este un libro cubicularist? Asta e, asta. Ce este un libro cubicularist? Este... A, atenție, că nu e greu. Un colecționar de cărți poștale în formă de cub. Sau B, o piesă a unui motor electric care măsoară consumul instantaneu în timpul mersului.
Sau ce? O persoană care citește în pat. Una din astea trei e pe bune. Libro, cubicularist. Ce cubicul? Un colecționar de cărți poștale în formă de cub. Bă, dar stai puțin. Eu vreau să fac reclamație. De e prea simplu la e? E prea simplu asta, frate. La mintea cocoșului pe bune. Du-te, bă, de aici. Stai, mă, jos acolo. A, mă, pe bune. Ia uite, bă, sărit. Bă, dă-o dracu de treabă. Eu cunosc pe un libro cubicularist. Și-a luat? A, deci a de la o înțepătură, de la un țânțar, de la unde a fost plecat și nu știu ce, și după aia nu și-a mai reușit. L-a trecut direct pe antibiotică? A uns cu nu știu ce, a rămas, deși copiii sunt libro cubicularist, acum are doi copii, 7-15 ani să-i trăiască, Răzvan și Matei, amândoi sunt la fel. Lasă-i. E șarpe? S-ar putea... Treceți peste. Costin. Eu? Eu sunt șarpe? Gata, te-am lăsat singur. Deci, am, frate, au, îți curcă-t. Nu vă interesează deloc, nu v-a plăcut? Ți-am zis că eu de la lovituri nu... Costi. Bagă. Costi. Da. Au, nu ți-a plăcut deloc. Nu mi-asum nimic. Nu e, mă, nu, e... Nu. Toată lumea zice ceu, se strigă mult ceu. Habar n-o ce vorbesc. Dar nu e, mă, ceu. Hai. Sigur e o variantă. Păi da, dacă stai, dacă stai și te uiți la mine. Ce-ați luat? Ai cedat sub presiune. E prima întrebare. Ce-u? Nu mai gata. Ce-u ați luat? Dar ce-u? Nu mai vreau, Andy, nu mai vorbesc cu nimeni de aici. Bobo, fii atent aici. Ia zi, stai, zi. Au, era. Au? Da, mă. Dai să vezi, mă. Ia uite. Ai zis B-ul, bestie care ești. Repetați după mine. Libro cubicularist. Perfect. Acum că ne-am asigurat că ați rostit cel puțin o dată în viața voastră acest cuvânt, hai să aflăm și ce înseamnă. Un colecționar de cărți poștale în formă de cub nu este denumit în niciun fel. Așa că vă invit să-i găsiți voi un nume. Motorul electric nu conține nicio piesă cu această denumire. Ar fi și ciudat, să spună mecanicul. Aveți probleme cu libro cubicularistul. Nu mai învârte corect. În schimb, persoana care citește în pat se numește libro cubicularist. V-a ajutat Bobo aici, mă. Ceu, păi. Atât. Tu i-ai ajutat. De ce ne-ai ajutat? Îți spun eu, păi el a zis că a avut o cunoștință care a ajuns în situația asta și și copiii au luat mai departe, că într-adevăr, nu cei care se transmită. Bravo! Da. Copiii văd părinții, bravo, obiceiurile și așa. Da. I-ai ajutat aici, fără să vrei. Hai pe mare grădina. Hai, bine, na. Alegi data viitoare. Da, păi da. O alegere, dacă îmi permiteți, absolut excepțională. De ce? Superbă. E o nenorocire. Mare grădina. N-are legătură cu grădina. N-ai încredere în Andy când îți spune asta. E vis. Și e și recent. În anul 2017, ziarele din Marea Britanie vuiau despre curiosul caz al orășelului irlandez Ringa Skiddy, unde, A, din cauza unei fabrici de stimulente, bărbații și câinii erau perpetu excitați. Băi, ce frumos! Sau B, băi, un câine pe nume Trigger a fost acuzat că și-a împușcat involuntar proprietarul. Sau C, candidatul îmbrăcat în pinguin, Voldemort Vader al doilea, a câștigat primăria locală. Ia, băbă, ia de aici! E frumoasă, mă, asta. Băi, e frumoasă, mă, dar tot iar eu... Mi se pare că e atât de complicată încât nu poți să te gândești la niciun... Stai, bă, iau ușor așa. Fabrica de stimulente. Asta zic. Bă, dar fabrica aia, ce făcea, mă, scăpa pe la furnale? Dar eu am auzit, bă, am auzit de cazuri, na, oameni care au plecat acolo în vacanță și au zis că, bă, altceva, o fi de la soare, de la vitamina D, știi? Nu era, era de la apă. Că așa este la băi, te duci unul și te torci trei. Da, zicea, bravo, vezi? La Timioara. Nu cred, mă, un câine pe nume Trigger a fost acuzat că și-a împușcat involuntar proprietarul. Asta e! Deci iată-n! Aici e bine, Doinița, mă. Da. A zis că l-a trăgat cine irlandez, zice Trigger. A plecat de la deducția asta. Și l-a strigat la câine. Trigger! Și l-a zis, da, pac! Și a zis, păi ce mă cuși, mă, l-a omorât. Păi, el a vrut. Hai, abe sau ce, Bobo. Că nu e ceva grav. Cum ar veni. Am venit să ne distrăm în cele din urmă. Dacă n-apăsați voi, apăsăm noi și tot o facem. Da. Cineva apasă. Hai. Dă-i. Hai să vedem, mă. A zis, am luat varianta B, mă. Candidați extravaganți apar la fiecare campanie electorală. Englezii l-au pe Contele față de Tomberon, ucrainienii pe Darth Vader, iar irlandezii sunt mai potoliți la capitolul ăsta.
Nu o să vă vină să credeți, dar labradorul pe nume Trigger, care și-a împușcat accidental proprietarul, nu e inventat de noi. Băiatul rău trăiește însă în Indiana, nu în Ringaskiddy. Aici, localnicii au alte probleme. Mai precis, fumul de la fabrica de stimulente sexuale din localitate, care îi face pe masculii din toate speciile să dea onorul, că vor, că nu vor, la orice ocazie. V-ați bucurat prea repede. Pentru că eu n-aud ce, n-aud sunetul din platou. Deci fii atent. Câinele într-adevăr există, Trigger. Asta, am da? Doar era în statul Indiana. Bă, dar n-am auzit sunetul, ne-am bucurat ca Mircea Joana. Da, Joana. Deja. Exact. Bă, am avut banii și când s-a terminat răspunsul, da, n-am mai avut banii. Da, suntem la început, e loc. Miu? Miu. Miu. Dar știți de unde vine? De la Miau. O să aflați acum, hai, Miu. De la Miau, dar sunt în Scuja. În secolul al XIX-lea, în necropola egipteană Beni Hassan, au fost descoperite, atenție, 300.000 de pisici mumificate. Ce s-a întâmplat cu ele, este întrebarea. A. Au fost folosite ca bază pentru creme de față. Sau B. Au fost îngropate la loc, iar cozile s-au vândut ca talismane norocoase. Și C. Au fost utilizate ca îngrășământ agricol. Una din cele trei variante e pe bune. Incredibil, o știu pe asta. Mitrus, tu ce ai face, mă, dacă ai dat peste 300 de pisici, 300 de mii de pisici teren mumificate? Teren arabil, le zic. Teren arabil. Ce ați făcut, mă, fetele? Ce ați făcut? La fiecare. Ce s-a ales la noi? Pentru cremă, mă? Nu. Te mi-a plăcut răspunsul ăsta. Nu, mă. Și de unde a venit miul ăsta, mă? Că i-am zis miu. Una... La un moment dat există această legendă că ea se plimbau pe acolo, scoteau pisici și s-a auzit un miu. Știi? Că și-a pierdut... Și-a pierdut au, mă. În egipteana veche, la pisică se spunea miu. Uite, vezi? La Benihau, da. Deci e pe bune. Sănătatea. E pe bune. Zi. Luăm ceva, mă, gata. E pe așa. Păi, dar ce vrei să facă cu ele? Ia, hai. Ce ați luat? Au luat. Am luat, îngreșământ. Acum au luat ceva. Ceu. Hai să vedem. Fetele de la Stricte sunt enoriașe. Și preotul devine MC. Dar și pentru că v-am plăcut să pupați icoane. Iartă-i, Doamne, că sunt doar 3 misiuni de divertisment. Nadia Comăneci a stricat aparatele, mă. A stricat aparatele. Mi-a dat emisiunea peste cap. Nu pierdem nimic! Nu pierdem nimic! A față. Au luat. Am luat, îngrășământ. Avea acum au luat ceu. Ceu. Am luat. Utilizate ca îngrășământ. Hai să vedem. Știrea că în 1888 au fost descoperite într-un mormânt 300.000 de pisici mumificate a făcut în conjurul lumii. Considerate animale sacre în Egipt și oferite ca daruri zeiței Bastet după ultima suflare. Numerosul grup a fost achiziționat de o firmă din Anglia. În codul Caen nu erau trecute cosmeticele, așa că mumiile n-au ajuns în cremele de față. Nici pe bucăți nu s-au oferit pe post de talisman. În schimb, s-au întors de unde au plecat. Nu în Egipt, ci în pământ, pe post de îngrășământ. Bă, râdem glumind, dar... Ăștia am început să facă bani. Nu pot să-l arunc, că sunt sacră. Bobo, te rog frumos. Am merg pe mâna ta acum. Hai să o dăm pe de-astea, pe bună dimineața. Bună dimineața. Deșteptarea. Doamne ferește, mă uitam de bună dimineața acum și am crezut că trebuie să sunăm la 112. Deșteptarea. Doinița, cum se trezea dimineața marele artist și inventator renascentist Leonardo da Vinci? Ia, în palme. A. Atenție, panicat, că n-are timp să-și termine lucrările. Da. Sau B, cu ajutorul unei mașinării de trezit, gândită, proiectată și construită de el. Sau C, cu sunetul clopotului de la biserica din proximitate. Eu încep direct cu ceea ce știu. B. Ce da știi? Vinci. Da? Sper să nu mă înșel dacă da Vinci sau era altul. Avea o chestie legată de somn, în sensul legată că era panicat că nu-și termin lucrările. Da?
Și dormea câte 4 ore, se trezea, lucra câte 4 ore, dar nu știam că e o mașinărie. Băi, o să fac ce nu s-a făcut niciodată la emisiunea asta. Bă, s-a făcut, bă. B-ul, am mers pe mâna doiniței de s-a dus direct pe B din prima. Gata, mă, hai să vedem, dacă a spus așa, sigur, să mergem, mă, pe B până la capăt. Hai să vedem. Lasă-mă, mai jucăm și așa. Stai liniștit. În acte, Leonardo di Serpiero da Vinci. În istorie, consemnat adesea drept cel mai de seamă geniu al omenirii. Pe lângă om cu spirit liber, Leo a fost pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor. Nu s-a plictisit și nici n-avea timp de panici. Clopotele bisericii nu l-au trezit, dar primul ceas deșteptător a fost invenția lui și nu era deloc ce v-a așteptat să fie. Da Vinci și-a creat o mașinărie care îi ridica picioarele în aer, smucindu-l pe artist dis de dimineață. Bravo! Impecabil, bă! Impecabil! Nadia Comăneci! A stricat aparatele, mă! A stricat aparatele! Mi-a dat emisiunea peste cap. Superman! Gata! Hai, mă, Superman! Știam că te duci pe Superman! Zicem așa, din 2011 pe internet circulă o serie de benzi desenate cu supereroi care au ca personaj principal pe A. Vladimir Putin, în seria Super Putin, un om ca nimeni altul. Băi, asta am văzut ceva. Sau B. Angela Merkel, ce combate risipa bugetară alături de pudelii austeritate și cumpătare. Sau C. Kim Jong-un, clona pacifistă a liderului nord-corean Kim Jong-un. Din 2011, pe internet. Din 2011. N-am, până acum am mai stat și noi pe internet. Da, am mai stat, dar cred că stăm, nu stăm acolo. Unde pe internetul ăla. Da. Mitru, tu gândești, dacă ai avea o carte cu benzi desenate cu supereroi, da, care ar fi personajul tău? După cine ai vedea? Vladimir, că noi suntem prieteni, între prieteni e Vladimir. Benzi desenate. Eu așa, când mă sună Vlăduț, ce fac frățiorul Mitru, Vlăduț? Bine, adică noi nu vorbim cu Putin, decât la masă, când suntem mulți... Risipa bugetară, asta combate, știi? Nu mă, gata, au. N-am ce să mai... Dă-i-o și hai să mergem, că n-am. Am plecat, noi am da, ales. Nu, da, n-ați plecat, ați ales au. Am ales, da. L-ați ales pe Putin. Le Putin. Vladimir Putin. Hai să vedem. Ale, on y va! Internetul este mare, drept pentru care nu e de mirare că aproape fiecare lider politic relevant are propria clonă caricaturală. Nu este însă cazul lui Kim Jong-un. Angela Merkel este vedeta unei cărți ilustrate, Miss Germany, fără superputeri însă. Marele câștigător este Vladimir Putin, care îmbrăcat într-un costum de karate, reușește să salveze cetățeni cinstiți din tot felul de situații limită. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, partenerul său în lupta împotriva terorismului este fostul premier Dimitri Medvedev, costumat în urs. Da, mă, știe. A dat bine, ce să mă. Deci voi n-ați greșit nimic până acum, nu? Nu. N-ați greșit nimic, nu. Incredibil, mă. Bobo. Mergem pe domeniul surpriză. Domeniul surpriză. Hai, mă, că și ăsta e, bineînțeles. Asta e, domeniul surpriză. Atențiune, sociologii de la MIT, care înseamnă Massachusetts Institute of Technology, au demonstrat că A. Doar jumătate dintre cei pe care îi consideri prieteni simt și ei la fel despre tine. Corect. Sau B. Șansele de a-ți face un prieten nou după 30 de ani sunt sub 3%. Sau C. Ne împrietenim cu oameni cu care inconștient ne-am dorit să avem relații amoroase. B-ul nu cred că este, pentru că eu cred că procentul este foarte mic. Nu iau cazul meu. Eu îmi fac câte un prieten nou în fiecare an. Problema este așa, că după 30 de ani, da, se presupune că ești puțin mai înțelept, alegi mai cu atenție și chiar poți să-ți faci prieteni mai mulți decât ți-ai făcut până la 30 de ani. Chiar de jumătate din prietenii pe care îi ai tu, da, clar ei nu se gândesc la tine cum te gândești tu la ei. Păi nu proiectăm la fel, nu simțim și la asta, fel. Asta îți provoacă dezamăgirile de-a lungul vieții, în timp. Tu îi consider pe Costi și pe Mitruț că sunt prieteni și doar Mitruție? Da, eu de fapt sunt un șerpe. Nu, depinde ce simt. Aștept ei. Aștept să întoarcă cu spatele. Stați-vă puțin că îi zic așa. Bă, tu ai 100 de prieteni. Da. Dar vezi că 50 dintre ei... Nu se consideră și doar tu îi consideri pe ei. Doar tu îi consideri prieteni. Ei, când se întâlnesc, și ceilalți 50... Ce-i la venit, mă, bulangiu, la... Oh, ce ziceți?
Ce ați luat, mă? Doar jumătate dintre cei pe care îi consideri prieteni simt la fel despre tine. Cine crezi tu că e șarpele dintre ăștia doi? Costi. Da. Costi șarpele, da, nu știu. Da, eu l-aștept și-l știi, de călcâi, când nu-i atent. Hai, știi? Nu ne mai fierbe, te rog. Hați de călcâi. Bătrânii zic, un cerc de prieteni nu se face cu compasul. Și bine zic, prietenia se construiește în timp și e bazată pe reciprocitate. Sau nu, dacă e să credem ce zic cercetătorii de la MIT. Aceștia au studiat 84 de subiecți și au rugat să dea note de la 1 la 5 celor din jur, de la necunoscuți la bun prieten. Cercetarea a dovedit că, deși 94% dintre oameni cred că și ei sunt prietenii prietenilor lor, în doar puțin peste jumătate dintre cazuri e și adevărat. Pe scurt, ai doi prieteni? Greșit. Ai doar unul. Celălalt nu te place la fel de mult. Acum, și uite cum aflăm noi lucruri foarte interesante despre... Și uite acum despre... cum sunt oameni acasă, se uite la noi la ora asta târzie și în loc se culce liniștiți, încerce numere. Radu, Marcel, Sorin... No, Sorin, no. Da, hai să mergem, dacă vreți. Hai de pe Canada. Canada! 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 În fiecare duminică, un club de striptease din orașul canadian Guelph se transformă... În cofetărie. A, stai puțin. În loc de întâlnire pentru Lăcaș... seniorii văduvi care își caută perechea. Lăcaș de cult. Sau B, într-un talcioc în care clienții își expun jucăriile erotice de care s-au plictisit. Sau C, într-o biserică deschisă credincioșilor de orice confesiune. Ce? Ce zici tu? Am zis Lăcaș de cult? Parcă o văd și pe asta, mă. Au. Păi de ce? Zic. Și nu te duci oricum la striptease, nu poți să-ți găsești pereche? Ce trebuie să fie loc special amenajat? Nu, mă, stai mă puțin, pentru seniorii văduv, mă. Păi și văduvul nu se duce la ei rămân și ziua, stă toată noaptea. Și rămân și ziua, și la fix, e 2 în 1, ești nebun, ai fost și la striptease și să dimineața vine și doamnă, poate din prietene și cu ea. Auză, da, unul care se duce fiecare zi din săptămână la striptease acolo și rămâne ca băut omul. Și duminică e biserică, dar trece nu știu ce acolo. Și dă cu banii să-i bage la popă, la chilot. Eu zic că poate să fie ceu, că își spală păcatul cum ar veni. Păi știi? Dacă după aia ele, fetele de la striptease, sunt tenoriașe. A, zic, da, și preotul devine MC. Cu arinci, ce bună e asta. Și pentru că m-a plăcut să pupați icoane. Iartă-i, Doamne, că sunt doar într-o emisiune de divertisment. Hai. Un loc de întâlnire pentru seniorii văduvi cu siguranță că există în Ontario, dar nu part-time, într-un sexy club. Talciocul de jucării erotice second hand sperăm să nu existe nicăieri în lume. Dar clubul The Manor din Ontario, specializat în programe artistice tip striptease, își schimbă brusc destinația duminica dimineața și se transformă în biserică. Căci vorba aia, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. A dat-o bine. Bun. Vreau să vă reamintesc că puteți juca împreună cu noi și e chiar recomandat să jucați împreună cu noi emisiunea dacă intrați pe pebune.protv.ro. Răspundeți live la întrebările noastre și puteți câștiga premii oferite de prietenii noștri de la Vlad Casino. Intrați acum să vedeți ce puteți câștiga și jucați în continuare cu noi. pebune.protv.ro. Vă rog. Doinița, Bobo. Andy, e caz de forță majoră, da, deja. Așa am simțit și eu. Hai, forță frumos. Majoră, perfect. Dai. Serviți. Forță majoră. Atențiune. În cazul unui incident nuclear, specialiștii recomandă să nu... A. Folosești balsam de păr. Sau B. Să nu bei sana, chefir sau lapte bătut. Și C. Atenție. Să nu tai ceapă. Bă, oricare ar fi adevărată, e inutilă. Dacă explodează centrala de la Cernavodă, să apară Andreea Esca la știri să zică a explodat, e nasol, e accident nuclear, nu tăia ceapă. Sau astălaltă. Ești în duș și intră nevasta peste tine și zice accident nuclear la Cernavodă. Ce faci, nebunule? Stai cu balsam? Trebuie să mai punem niște întrebări noi ca să ne elucidăm. Hai, puneți întrebări. Deci... Bă, tu l-ai auzit pe ăla, Dănița? Deci ăla a zis că dacă... Deci ăla ne-a ajutat pe noi. A zis că dacă bei chefir, da, reții radiații.
Da, mă. Și le respingi. Da, invers. Și ele mată. Trec prin tine, dar na, aici le rețin. Du-te, mă, de aici. Eu, unul, dacă aș fi fost specialist ăsta și era accident, primul lucru aș fi apărut și aici vă recomand să fugiți. Ajută totuși să te îndepărtezi un pic. Hai. Știi? Da. Petre, stai, nu citi. Eu așa zic. Să dăm chefir sau lapte. Da. Apasă. Hai. Miau. Ați luat varianta A. Acum vedem. În caz de incident nuclear, e vital să nu te pierzi cu firea, să găsești un adăpost sigur și să iei cu tine doar strictul necesar. Deși alimentele fermentate țin mai mult, dacă ai ales varianta cu laptele bătut, n-ai făcut mare brânză. Dacă ai luat cu tine o ceapă, bravo ție! E sănătoasă și un antidepresiv natural. Nu la fel de bun însă e balsamul. Conține silicon, care deși îți face părul mătăsos, e insolubil în apă și face praful radioactiv foarte greu de curățat. Da, nu aveai cum. Dă-ne praful radioactiv cu tine. Dă-ne asta. Mie dăm pe chimie moleculară și e pe produse de frumusețe. Dă-ne asta. Hai. Aolo, ce să mă fac, doamne, eu? Datin sau mine? Ce zici, unde ne duce? Diamond? Eu cred că a zis Germans arcade. Da, da, cu datinile cred că e fain. Da, hai să mergem. Ia-o tu. Zigeu. Mai rămâne. Da. Hai mă, zice. Acolo, da, vă încet la mine. Da. German. Da. Zigerman. Are coming. Stai să vedem. Deci vrei? Mai Liebchen? Da. Ia. Perfect. Hai. E groas. E groas. No, mai Liebchen. Se poate. Este absolut superbă. În Austria rurală, pentru a ajunge la inima unui bărbat, femeile participă la un dans în care, atenție, A, poartă felii de măr la sub braț, pe care le oferă apoi drept gustare alesului inimilor. Sau B, își dau trupul cu ulei și se opresc din dans doar când acesta intră în piele. Și C, atenție, își pun între sâni un dovlecel pe care trebuie să nu-l scape dacă vor să se mărite. Vorbim de zucchini? Vorbim de doblac sau de la... Dovlecel. Dovlecel, cum era pepenașul nostru. Castra peperele. Când zici dovlecel, eu mi-e plac dovlecei pană și îl pun între țuțe. Văd secvența asta cu ea care zice: hai, Eleno, hai, stai că-mi tot capelul ăsta, hai, că vin și eu la bal, stai că nu, hai mă, că stau. Tu nu vrei să te măriți, mă, ține domnule ăla între țâțe acolo. Este, poate să danseze o veșnicie, nu? Cu feliile de măr? Nu, asta, bă, am trecut de alea de lemn. Hai mă, stai-mă puțin și de ce-ai fugit? Era frumos, știi că, na, își aleg. Foame. Eu merg pe din asta. Dansul ăla cu bănuț, de stai în cerc și te duci la ea să... Aici așteptau. Dar în sumă, stai în cerc și dansezi cu bănuțul și când îți place de una, te duci de aia să ghicească, da, a ghicit, pupații, schimb bănuțul. Da. Și ea, dacă nu-i pervers, să vine tot la tine, dacă nu se duce la altul și ales bănuț. Dacă ai idee cu mărul, e mai frumos. Paf, și te duci de aia și zici, la el. La el. Unde? Și a gustat umerișor, semn de apreciere. Păi și cum se pare că ajungi la inima mea dacă îmi dai de la sub braț ceva? Hai mă, dar să vedem. Dar cum să nu? Dar putem să vedem, dar după ce alegeți. Ce vrei tu? Ce vrei? A ales, calmați-vă. Vă dau Dumnezeu sănătate că ați ales. Ce bine! Zine ce era. Hai să vedem. Ce ai ales tu, dovlecelul? O vezi pe asta cu dovlecelul? Hai mă să vedem. Hai să vedem. Austriecii sunt oameni mai sobri de fel, dar tradițiile rurale compensează pe undeva. Dovlecelul între sâni nu e deocamdată o cutumă, iar uleiul pe corp poate fi întins în voie după ce cuplul se retrage în intimitatea unui dormitor. La chefurile sătești, fetele care vor să-și găsească un iubit dansează de mama focului cu felii de măr la subțioară, iar la final se îndreaptă cu feliile în mână către cel pe care îl plac. Dacă și dumnealui primește cu bucurie avansul fetei, va confirma mușcând din feliile de măr. Dragoste la prima mușcătură. Adică e o confirmare. Păi da, te uiți în ochii lui, să vezi. Poate să refuză. Refuz dacă nu vrei. Au greșit, mă, și prima oară. E prima greșeală, nu se pune. Da, e prima adevărat. Nu se pune. Voit, că știam răspunsul. Doinița? Da. Hai, dati-n chinezești. La barul la spital, dati-n chinezești. Dati-n chinezești, gata. O tradiție din China, cu peste un mileniu de istorie, este A,
gâdilatul competitiv. Sau B, lupte între greieri cu pedigri. Sau C, prinsul muștelor cu bețișoare chinezești. Deci A, nu-l cred, îl dau deoparte. Da. Hai, pe care păi da, dar acum un mileniu... Da, că se poate ca atunci să fie făcut... La, la, la. Nu există așa ceva. Pedigri la greieri? Dă o dracu de treabă, că dacă chinezii da, au pedigri și la greieri, și dacă se întâlnește Chung Ping cu Kung Lao, zice, ia pe amă măsa, super greoroai, că de cea... Au ferme de greieri. Da. De greieri. Bă, exact. De greieri. Eu semnesc pentru tot ce spune, te rog. Au ferme de greieri, sunt antrenați, au traseele de alea de crossfit. Există greieri de cărat, ăia care au picioarele mai groase, există ăia care sunt mai pe viteză. Care au doar upper body dezvoltat, adică mai sunt diferite probe. Deci voi spuneți că sunt în luptele cu greieri? Ce vorbești, mă? Păi ăia care sunt unii greieri care au stau bine rău de tot pe brațe. Erau în filmele alea vechi când arunca cu greieri pe tine, adică erau folosiți ca arme. Mă, tu-i auzi? Beu, am luat lupte de greieri. Ești foarte bun, asta, mă, pentru voi, mă. Ăsta era, nu? Băi, ăsta e. Principe mâna lor, mă. De ce i-am făcut acum ca să-i inducă în eroare? S-a dimiștit. Nu, mă, ne vorbeam. S-a fără să știe. Deci ce-ați făcut, mă, ați răspuns pentru ei? Hai să vedem. Să vadă dovada. Chinezii sunt un popor cu o istorie bogată și o faună pe măsură. Mânați de plăcerea de a vedea diferite specii cum o dau parte în parte. Urmașii dinastiei Han au creat un număr uluitor de competiții combative între păianjeni, gândaci, călugărițe, câini, cocoși și de vreun mileniu încoace și greieri. Luptele se desfășoară în containere transparente și, deși par explozive, sportivii se accidentează foarte rar. Prețul unui exemplar cu pedigree depășește adesea 10.000 de dolari. E și normal, chinezii pariază anual aproape 100 de milioane de dolari pe luptele între greieri. Ai văzut, Bobo? Băi, ce să vă fac? Dar nu... Băi... Asta înseamnă... Bobo, fair play, tată! Ai auzit de cuvântul ăsta, fair play! Inimă de tiran. Asta te la singur. Băiele! Mă vine că e ceva istor. Băiele! Ia să vedem ce am tot evitat. Sporturi naționale. Este, bă! Psihologii! Psihologii, mă duc peste ei! Nu mă urâți! Nu mă ghicesc că ăștia. 2, 1... Stop cronometru! Inimă de tiran. Asta te las singur. Păiele! Păiele! Ia să vedem ce am tot evitat. Păiele! Ce metodă inedită a folosit Histeius, tirenul din Milet, în anul 499 înainte de Hristos, pentru a trimite un mesaj secret de revoltă împotriva persanilor? Histeius. A. A bătut propria monedă, a gravat mesajul pe bani și i-a dat în circulație în Persia. Sau B. A tatuat mesajul pe scalpul unui sclav, căruia a așteptat să-i crească părul. Sau C. A ascuns mesajul în desenele unui covor uriaș pe care l-a trimis complicelui său. Ce simple e, bă, acum, pentru cei care știu și cunosc. Da. Ceaușescu era aia. Știi de la ce asta covorul? De la persan. Da, cum e? Da, cu vorba persan. O serios, dar chiar așa e. Bă, asta îți place ție cu, cu tatuajul? Da. E frumos. E ușor de spus. Și ce era tatuat? Cum era mesajul tatuat? O, el! La... Asta scria. El! La 6, război. Acum stăm să crească porul. Desenase corăbii, desenase asta. A, pe bune asta cu... Să facem asta cu... Stai mă nemișcat că nu mi-a ieșit au... Hai să luăm ce zice gata. Publicul, că ce n-are sens, dar pas. Clar, gata. Asta e, banii voștri. Asta e. Ultima, da? S-a strigat, s-a strigat. De unde și melodia, mă? Banii mei și tinerețe. Hai să vedem dacă iau. Nu știu, doamne, ce e cu ea. Da. Ia să vedem, că sunt curioasă. Au luat au, mă. A bătut monedă cu chipul lui și l-a răspândit în Persia. Da, mă, da. Duminică la ora 8, răscoală. Da, răzbel. Răzbel. Hai mă să vedem, hai.
Deși astăzi cuvântul tiran este asociat cu opresiune și cruzime, în antichitate era un termen destul de neutru și desemna un lider ajuns la putere, nu chiar democratic, cum erau mai toți conducătorii vremii. Histenus, tiranul din Milet, nu a fost mai lipsit de scrupule decât alți lideri greci de la vremea respectivă. A fost însă mai creativ. Elenul își dorea de mult să pornească o revoltă împotriva regelui persan Darius I, dar avea nevoie de ajutorul nepotului său, Aristagoras. Ca să fie treaba secretă, a trimis mesajul de rebeliune tatuat pe scalpul unui sclav, pe care l-a echipat și cu o lamă de râs. Bă, ce v-am zis, bravo, eu sau? Bravo, iartă-i! Iartă-i că sunt tineri. Tineri, Mitru. Bravo! Știai tu ceva, mă, păi? Făcut arte marțiale. Cred că scorul, tabela de marcaj arată clar cum s-au desfășurat ostilitățile. Am ajuns în fața întrebării finale. Când veți putea paria până la cel mult 2000 de lei fiecare, cu multă grijă, pentru că nu veți avea decât 20 de secunde la dispoziție să dați un singur răspuns. Sperăm pe cel corect. Știu că pare ciudat, dar vreau să vă ajut. O să vă spun care este domeniul din care face parte întrebarea finală. Sporturi naționale. Este, bă! Cinologic, mă duc peste ei. Ce-am vrut noi, mă? Ce ți-ai zis, mă, că ne dăbim sporturi? Ți-ai zis, că ne dăbim sporturi naționale? E și... Da, da, mă, și de la căldură. Lumirile. Hai, fiți atenți. A venit momentul să pariați, da? Hai, pe sporturi, cât de bine, la cum ai zis-o, cred că te duci. Toți, auzi. Jumat. Vă rog. Atenție. Da. Doar 20 de secunde pentru răspunsul corect, da? Da. Începe. Urmează enunțul. În secolul al XVII-lea, sportul național al Argentinei, pato, ce combină polo-ul călare cu basketul. Da. A. Era jucat de călăreți legați la ochi, iar un meci dura de la răsărit până la apus. Sau B. Folosea în loc de minge o rață într-un coș. Sau C. Permitea echipe mixte, iar cei mai mulți jucători erau femei. 20 de secunde, am dat drumul la cronometru. Foloseam de minge o rață într-un coș? 15. A, așa zic. Tu nu mă urâți. 10. Săruși cu rață? Rață într-un coș. 5, 4, 3, 2, 1. Stop cronometru. Asta cu rața? Da. Dar de ce era combinat cu basketul? Asta zic, de ce asta nu mergea? Polo călare cu basketul? Da. Nu cred, mă. Ce? Nu mergea. Acum ce ai făcut, mă? Zici și mie. Hai să vedem întâi ce a spariat. Tot. Hai să vedem. Bobo, ce a pariat? Ori la Costi bar, a pariat jumate, fii atent, da, deci 1000 de lei. Ai mers. 1000 de lei? Așa, obișnuia mea să merg. Acum am mai schimbat. Tot. Voi, all in, da? Da. Tot. Totul sau nimic? Am calculat 47 de oameni, 4000 de lei, am făcut niște de-astea. Foarte bine, perfect. Hai să vedem. Stai așa, stai să vedem ce ați ales întâi. Da, hai să vedem. Că eu nu știu ce ați ales. Acum combinat cu basket. Și niște spectatori nu știu. Hai să vedem. Nu, am mers pe varianta corectă. Deci, echipa formată din Mitru și Costi a ales B. Iar voi, Bobo? Am greșit, B-ul era răspunsul corect. A jucat cu călăreții legat la ochi. Răspunsul corect era B-ul, mă. Bravo. Asta a fost. Nu e nicio problemă. Mă rog. Bă, ce am zis, mă? A zis Doinița, mă. A fost satanul și a zis basket. Și dacă a început să-mi zică mie că e greșit, a zis de basket și nu a zis basket, mi-am dat seama. De ce n-ai fost mai insistentă, Doinița? Vreau să fii mai insistentă puțin. Încercam să găsesc logica. 3000 de lei, care se împarte în mod egal susținătorilor voștri și fiecare primește câte 69,8. Da. Da. 69 de lei și 80 de bani pentru fiecare. O, frumos, e ceva. Campion! Este. Campion! Ole, ole, ole! Doinița Oancea, Cristian Bitrea, Costi Diță, Mihai Bobonete și vă mai întreb un singur lucru. Te rog. Cum ar fi oamenii fără dragoste? Mai triști. Rari.
Foarte rar. Rari, mă. Nu m-am gândit la asta, acum mă gândeam. Nu are cum să fie fără dragoste. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu Pe Bune. Sunt Andy Moisescu, Monclin. Voie bună! Sultanul Murad al IV-lea le lega și returile și le desena penisuri pe față. Asta e gata, ce nu ne mai dați vitreatele. Sau ce? Bă, ăia săracii nu dormeau, mă, dai seama. L-au mărut, mă, l-au mărut. Eu știu răspunsul. Pot să-l... De unde știi? Alegi, știu. Artă, muzică, cultură, ce să fac? După da? Ani și ani, mă voi întoarce. Femeile tind să crească în greutate după căsătorie, bărbații după divorț. Nu știu, mă, n-am avut problema asta niciodată, că am fost tot timpul superbă, n-am. Frumos, Mirela. Ceaiul verde slăbește. E detoxifiant și... Mirela cu bilica au avut cabinet. Da, s-au certat numai și la 50 de lei și a rămas bilicul. Nutriția și amintea pe actorie, dar așa vă rupe.